Lumea modei ne provoacă tot timpul să experimentăm în materie de culori, accesorii și stil, dar în 2024 revine trendul anilor 80-90, la baza căruia stă minimalismul, clasa și eleganța. Pentru ținutele de zi cu zi, moda acestui an se rezumă la confort, așa că blugii clasici de culoare deschisă, asortați cu o cămașă albă simplă și un sacou negru, reprezintă o combinație excelentă atât pentru serviciu cât și pentru ieșirile în oraș cu prietenii. În anul 2024 revine trendul old money, spun specialiștii. Astfel sunt la modă elementele vestimentare din filmele 80 englezești. Va să face o trimitere către anii 80-90, se reinventează unele elemente care sunt vechi, istorice. Se reintroduce stilul old money, revine cumva acest stil de înaltă clasă, abordat cândva în clasele elitiste, în straturile elitiste ale societății, și asta mă bucură foarte mult pentru că este o formulă de abordare lejeră, comodă. O abordare, spre exemplu, pantalon mai larg, cum ar fi tip cargo, dar nu atât de larg în talie sau în parte de jos. O cămașă albă, un cardigan sau un sacou cu centură, asta ar însemna. Purtarea sacourilor și a altor elemente oversize deja sunt în trend, doar că aici mare atenție. Deci oversize-ul este strict pentru siluetele mai scunde, mai slăbuțe, pentru că atunci când supradimensionăm o siluetă și așa largă, cumva îți tremură ochiul. Reintră în trend verdele, în diferite tonuri, ceea ce ar însemna că, spre exemplu, nu toate sunt iubitoare de verde, da? Dar totuși verdele are și subtonuri. Foarte important ca să introducem o culoare accent sau un element accent. Spre exemplu, dacă dorim să scoatem zona portretului în evidență, atunci punem un fular, pe când toată ținuta să rămână monotonă și atunci... Designerul Iuliana Chiroșca ne-a arătat un exemplu de ținută care va fi în trend în acest an. Putem să luăm în considerație ținutele care ne duc cumva cu gândul la școlile vechi englezești. Iată așa o ținută cu o fustiță în pliuri, ceea ce ar însemna că, spre exemplu, am putea să punem și o cămașă de desubt și să lăsăm această vestă deschiată, și va fi un stil foarte laconic, foarte clasic, fără foarte multe pretenții. Și totuși, această ținută cu ce tip de papuc ai combina-o? Aș purta-o cu un loafer sau cu un balerin, nici de cum cu un pantof înalt. Nu. Pe lângă trenduri, stiliștii atrag atenția anume la stilizarea și combinația elementelor vestimentare. Eu aș integra ținuta aceasta în garderobă cu un sacou, pentru că a stiliza nu înseamnă doar a alege o ținută, înseamnă a combina diferite elemente pentru a forma organic un set. Acest sacou are dreptul de a fi aici, pentru că își repetă cumva... Se repetă cumva elementele. Negru cu verde este o formă foarte frumos contrastantă. Aici eu aș ridica mânica și aș pune o mănușă. Putem pune, spre exemplu, o centură de piele ca cum am eu aici la talie, sau, spre exemplu, putem pune oricare alt tip de centură care ar fixa la talie sacou și ar crea o structură, o siluetă de pară foarte iscusiți. Mânica ridicată și mănușa aceasta. În acest an, iubitorii de pălării pot să-și îmbogățească garderoba. Acest accesoriu nu va ieși din modă niciodată. Renumita pălărie Fedora, care nu va ieși practic niciodată din trenduri și va rămâne încă foarte, foarte mult timp în abordarea femeilor. Aceste două cavități, trei mai bine zis, care sunt, le vezi aici pe calot, în partea superioară, sunt prevăzute pentru ca pălăria să fie apucată, da? Apucată și pusă în cap în modul acesta. Este mai mult pentru comoditate. Sunt mesaje diferite. Da, aici este un mesaj de eu sunt trendy,
Aici este un mesaj, eu sunt plină de flair și cu multă eleganță. În acest mod eu sunt foarte clasică, sobră, serioasă, conformistă. Și... Deci poziția contează și poziția pălăriei aduce un mesaj. Firesc. Dacă pentru cineva hainele sunt pur și simplu o necesitate, alții văd în purtarea lor emoții și satisfacție. Pentru că ce înseamnă a arăta o colecție vestimentară, spre exemplu, pe podium? Asta înseamnă a crea o emoție. Da. De aceea cumva am ieșit anul acesta cu o colecție mult mai sofisticată, mult mai ieșită din comun. Va fi mai greu de integrat în ținute, pentru că, spre exemplu, dacă ai un cristal aici, nu prea merge în ținutele de zi cu zi. Trebuie să ai neapărat o ținută corespunzătoare pentru aceste elemente. Dar cu această abordare încurajez femeile ca să facă un pas, ca să fie mai îndrăznețe. Exact.